Chindia a încheiat cu o victorie stagiul de pregătire de pe baza proprie 2-1 cu Flacăra Moreni în meciul revanșă desfășurat în fața propriilor suporteri pe o căldură năucitoare, gazonul prezentându-se în condiții impecabile. După 3-1 în partida tur, târgoviștenii și-au demonstrat superioritatea și pe stadionul Eugen Popescu, chiar dacă tabela de marcaj a indicat la final un avantaj minim pentru gazde. Ambele combatante au oferit un show fotbalistic de calitate cu ratări uriașe și diferite faze spectaculoase. Surprinzător, oaspeții s-au aflat aproape de gol în debutul partidei la o minge respinsă greșit de Omuț, în față, atacantul Tălmaciu finalizând cu capul din 7 metri pe lângă poartă. Ceea ce a omorât a fost doar un recital marca Cristi Cherchez, care s-a distrat în dese rânduri cu defensiva elevilor lui Gabi Paraschiv. Pop a izbutit deschiderea scorului în minutul 16, după o fază în care același Cherchez și-a arătat clasa pentru ca Omuț să-și salveze echipa în minutul 19 la o ocazie uriașă pentru Flacăra. Anton nu poate relua din cădere un balon preluat tot de către Cherchez, pentru ca la reluare Sândulescu să majoreze diferența după o pasă ideală a lui Parghel, 2-0 în minutul 57. Ocaziile vin din ambele părți, vicecampioana județului a reușit să reducă din diferență prin Alin Tălmaciu, scor 2-1. Pentru Chindia urmează un alt meci amical, miercuri, cu Metaloglobus București.